Suntem la Școala Misiunii Speranța din Uganda, din Rubuguri. În momentul de față mă găsesc la clasa 1-a, dar aici, în Uganda, cu mai mulți ani de zile, Dumnezeu ne-a dat această viziune să ne implicăm în multe proiecte și unul dintre aceste proiecte este și Școala Misiunii Speranța. A luat ființă în 2018, a fost prima clasă care a venit aici să învețe și să citească, iar mai apoi în anii care au urmat, în fiecare an, au venit alți copii care au învățat. Acești copii sunt copii speciali, de ce? Pentru că majoritatea acestor copii provin din familii foarte sărace, majoritatea acești copii au doar mama, sunt copii orfani. Sunt copii care au fost abandonați de societate, de familie. Sunt copiii de la orfelinatul pe care îl avem aici, nu departe de această zonă. Au fost aduși de poliție, de autorități aici la noi și învață să scrie și să citească și învață despre Domnul Iisus Hristos. Betty, da. Îmi spui două vorbe despre ce se întâmplă aici? Da, aici avem clasa a doua și împreună cu ei vrem să facem versetul zilei de astăzi. Avem povestea lui Samuel, care a ascultat de Dumnezeu și de aceea vrem să ne facem niște urechi foarte mari. Tina, întoarce-te. Așa. Fii sigur că au voce. O priemări după cum bine știm din Sfânta Scriptură, Iisus Hristos a iubit copiii. Iisus Hristos și-a făcut timp pentru copii, chiar dacă chiar apropiații lui n-au înțeles ideea aceasta. Mulțumim foarte mult Misiunii Speranța și tuturor care sunteți implicați, pentru că cine investește în copii, cine investește în educația lor, investește în viață, investește în prezent și investește în viitor. Pentru că se poate face așa ceva și în țara aceasta, noi ne bucurăm deosebit, susținem din toată inima și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze mai departe acest proiect și pe dumneavoastră care veți susține cu inimă bună mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Deși nu am fost pe teren din 2019, am văzut o mare, mare schimbare. Erau numai două clase atunci, acum vedeți clasa 1-a și clasa 2-a. Și acum se văd atât de mare, am rămas foarte impresionat și atât de educat. Domnul se binecuvânteze pe toți, amin! Amin! Pentru fiecare elev pe care îl avem aici în această școală, Misiunea Speranța le oferă două rânduri de haine. Spunea directorul care este aici cu noi că pentru ei hainele acestor copii le folosesc în fiecare zi pentru a merge la biserică, pentru a merge în sat. 99% vor folosi aceste haine. Chiar m-am uitat, noi le-am dat haine noi, dar unele dintre ele deja s-au uzat pentru că le folosesc foarte mult, pentru că sunt cele mai bune haine pe care le au ei. De asemenea, acești copii în fiecare zi când vin la școală primesc micul dejun, primesc un prânz și spunea din nou Gerald că pentru ei mâncarea consistentă este mâncarea de la prânz și copiii aceștia, majoritatea, nu mai mănâncă până vor veni înapoi în următoarea zi la școală, cu excepția copiilor de la orfelinat, în care ne ocupăm de ei în fiecare zi. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce El face, mulțumim Domnului pentru oamenii care se implică și dacă aveți pe inimă să vă implicați și dumneavoastră în aceste proiecte, așa cum o fac și alți români, cu inimă să susțin acești copii, vă invităm să ne contactați. Majoritatea acești copii, dacă nu era Misiunea Speranța, erau pe stradă, pentru că sunt mulți copii aici în Uganda care nu merg la școală pentru că nu au aceste posibilități. Ei sunt binecuvântați pentru că Misiunea Speranța le-a oferit această oportunitate să învețe, să scrie, să citească și credem că ei vor fi oameni care vor fi de folos în societate și prin trăirea lor, prin creșterea lor, să fie oameni care să influențeze oamenii din jurul lor și de asemenea ne rugăm ca să fie oameni credincioși care să-L slujească pe Dumnezeu.